Medicul Mircea Grapă își va lua în curând adio de la fotoliul de șef al Spitalului Municipal. În urma unor rapoarte de evaluare realizate de către comisii speciale, Ministrul Sănătății a decis ca 73 de manageri din țară să fie demiși. Printre ei se numără și medicul Făgărășan, care a condus unitatea sanitară timp de 6 ani. Mircea Grapă spune că nu va contesta această decizie. În perioada martie-aprilie au fost evaluați sute de manageri din toată țara. La final s-a tras linie și în funcție de punctajul obținut de fiecare s-a hotărât. 73 de directori de spitale care au condus deficitar unitățile spitalicești își vor lua adio de la funcția de conducere. Mircea Grapă se numără printre ei. Zvonuri, n-am primit nimic oficial. Sunt sigur că dacă voi rămâne sau voi fi demis, voi primi o hârtie prin care voi fi înștiințat. Până astăzi nu am primit niciun fel de hârtie care să-mi arate că voi fi în continuare interimar sau voi fi demis. Sunt fondate motivele? Nu, categoric nu. Nu, pentru că eu am obținut bine, am făcut o contestație ca să iau foarte bine pentru spital, deci pentru că meritul nu este al managerului sau al consiliului director, este al tuturor celor care lucrează în spital, de la ultimul om până la manager, dar n-am primit niciun fel de răspuns. Sper că zilele astea se va lămuri într-un fel situația. Acesta a fost descalificat pentru că nu a îndeplinit unul dintre indicatorii cei mai importanți, și anume rata mortalității din spital. S-a negociat o anumită rată a mortalității, noi am avut sub rata respectivă, dar ei vreau să fie și mai mică. Vă așteptați la o asemenea decizie după evaluarea făcută? În ziua de astăzi puteți aștepta la orice. Medicul Mircea Grapă spune însă că nu va contesta această decizie. Pe semne, va fi în cazul ăsta o decizie politică și nu are rost să mă lupt. Cred că mi-am făcut datoria suficient. Doresc următorului, dacă va fi, să facă cel puțin sau dacă nu, mult mai mult decât mine. Directorul interimar va fi numit de către Direcția de Sănătate Publică Brașov.